Ca în fiecare an, și în acest an, Colegiul Medicilor Neamț și-a propus să organizeze zilele medicale nemțene. Este vorba de a 10-a ediție, este deja o manifestare de tradiție a medicilor, a medicinii nemțene, dar cu deja rezonanță în cam toată Moldova. Ea se va desfășura între 16 și 18 aprilie și va avea ca temă siguranța alimentației. Este tema pe care OMSU a lansat-o cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății. Această manifestare, care va dura 3 zile și care va fi organizată atât de Colegiul Medicilor Neamț, cât și de Ordinul Asistenților Neamț, va avea o participare importantă, în jur de 200 de medici din județul Neamț și-au declarat disponibilitatea de a participa și s-au înscris să participe. De asemenea, foarte multe cadre medii, asistente medicale, asistenți medicali care vor participa alături de medici. Din cei care sunt în afara județului, menționăm în primul rând pe doamna profesor Mariana Graur de la Clinica de Diabet de la Universitatea Grete Popa din Iași, dar și alte nume importante ale Iașului Universitar, și aș putea să amintesc aici o serie de cadre universitare care vor prezenta lucrări importante la această manifestare. De exemplu, alături de doamna profesoară Mariana Graur, domnul profesor dr. Laurențiu Șorodoc de la Spitalul Sfântul Spiridon Iași, doamna conferențiar Boișteanu Daniela de la Clinica de Pneumologie, dr. Joacă Bine Cătălin de la Spitalul Socola din Iași, de asemenea conferențiar dr. Valentina Ambăruș de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași și alții. De asemenea, participarea unor, cu lucrarea unor specialiști din județul Bacău și din județul Suceava. Alături de o mulțime de doctori, sunt peste 60 de lucrări științifice înregistrate la secretariatul acestei manifestări, care aparțin, cum e și normal, în marea majoritate, medicilor din județul Neamț. Este o manifestare care, dacă la început era oarecum limitată la cadrele medicale din județ, iată că deja putem spune că este o manifestare de interes regional și noi ne dorim foarte mult ca această a 10-a ediție să fie încununată de succes și să fie urmată de alte ediții, stabilind, cum ar veni, o tradiție a acestei manifestări științifice, iată, ajunse la a 10-a ediție. Avem o serie de sponsori cărora le mulțumim pentru ajutor și iată că acești sponsori sunt mulți. Dacă la început aproape nu aveam, acum deja avem un număr important de sponsori și aș cita aici Fabrica de Antibiotice Iași, Spitalul Arcadia Iași, X-Med Center SRL, Alfa Wasserman, Servier Pharma, Terapia Rambaxi, Antares Clinic Piatra Neamț, Centru Medical Sfânta Elena Piatra Neamț, Zenit Pharmaceutical SRL, Clinica Medicală Sfântul Andrei Piatra Neamț, Prisum International Trading SRL și alții. Iată că și sponsorii vin către noi, asta dovedește încă o dată că această manifestare de tradiția noastră este bine văzută, considerată importantă și ca atare susținută de sponsori din cei mai diverși. Așa că invităm pe toată lumea la această manifestare, cu atât mai mult când vom avea un invitat, este o, dacă vreți, o tradiție ca deschiderea, în deschiderea lucrărilor să existe un om de cultură care să ne țină o conferință care să vină către medicină din dimensiunea culturală
și avem, aș putea spune, chiar într-un fel mândria de a anunța că va veni domnul academician Solomon Marcus, o personalitate importantă a vieții culturale românești, un om a cărei excepțională operă este deja arhicunoscută și care în deschiderea acestei reuniuni, mai precis joi de la ora 17, ne va ține o conferință pe o temă pe care ne-o va dezvălui la momentul oportun. Iată deci că sunt motive pentru care invităm și alți oameni de cultură din județul nostru să participe alături de noi la deschiderea festivă pentru a-l asculta pe domnul academician Solomon Marcus, personalitate care de-a lungul anilor a poposit de nenumărate ori în județul Neamț, ultima dată la Roman în toamna trecută a ținut o conferință. Dacă vreți să adăugați. Așa cum a afirmat și domnul doctor, pentru lumea medicală nemțeană este o plăcere și o onoare de a realiza 10-a ediție a Zilelor Medicale Nemțene. Așa cum dumnealui a afirmat, avem invitați de onoare și de mare prestigiu. În același timp, eu aș considera că inclusiv simpli cetățeni pot participa și audia anumite teme, să spunem, de interes general sau poate anumite teme pe care dumnealor le vor aprecia ca interesante, mai ales că tema din acest an, ați văzut și dumneavoastră, siguranța alimentației, cred că interesează pe toată lumea, chiar dacă uneori am putea spune că subiectele vor avea un caracter mult mai științific. Ordinul, ca în fiecare an, se implică și dorește să dezvolte împreună cu Colegiul Medicilor Neamț un parteneriat și implicarea în activitatea științifică să fie tot mai importantă, deoarece, de ce să nu recunoaștem, o parte din domnii doctori și din cei care, să spunem, în momentul de față sunt partenerii noștri în echipa medicală, ne-au fost și profesori din școlile din județul Neamț și este o plăcere să continuăm activitatea de studiu cu activitatea științifică desfășurată împreună. Mă bucur și vă așteptăm cu drag să participați la Zilele Medicale Nemțene ediția 10, o manifestare științifică de prestigiu, am putea spune în acest moment, la nivel de Moldova. Și o ultimă precizare, mulțumim Hotelului Central Plața pentru condițiile care ni le oferă pentru desfășurarea acestei activități și încă o dată deschiderea oficială are loc joi 16 aprilie la ora 17 în sala de festivități a Hotelului Central Plața. Vă așteptăm!